128 plus 300. Bună ziua! E, da, e extraordinar de bună, ce să mai zic, da. Ia zic, cu ce ocazie pe aici? E, am venit la dumneavoastră și mai discutăm cât are simpatic mai sunteți. Serios? Nu, doamne, am venit să plătesc ca să o șase, ce-ai? Da, chiar mă miram că nu te-am mai văzut de mult. E, ce apartament? 36. Aha, hai o leacă că... O cam scumpit de ăștia gazul? Da, da, și am auzit că se mai scumpesc. Îl scumpesc ca forițeții ăștia. Ascultă la mine, era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Păi nici anul mi era mai bine. Hei, pe cum ci? De exemplu, nu erau scumpiri, domnule, nu erau scumpiri. Păi și anul mi vrei să se scumpească, dacă apă caldă nu, gaz nu, curentul era doar dacă țineai ușurile deschis și vrei să scumpească. Ei, nu, dar era mai bine, că erau oamenii mai buni, erau mai liniștiți. Da, da, și liniște era, era liniște, că vorbeam în șoapte ca să nu te aud vecinul, că altfel te turna, ajungeai la pușcărie din cauza unui tâmpit. Ei, oricum nu era ta bubuială și așa, puteai să dormi atât liniștit ca om, nu ca acum. Păi era liniște, că după 8 seara nu mai aveam electricitate și la lumânare câte gălăjii poți face. Păi ce, ce? Hai în tot liniște să cheamă? Păi dacă vrei liniște, frate, închide becurile după 8 seara și după aia să vezi și liniște, și după aia nu te mai plângi că scumpiesc toate. Uite care treaba, eu știu oameni care au dus-o mai ghinii pe vremea aceea. Eee, și eu știu oameni care au dus-o bine pe vremea aceea. Chiar vrei să spun care? Da, dar măcar tante, lumea avea loc de muncă. Păi și acum nu ai văzut și vietnamezi au locuri de muncă. Nu, că nu mai gătăr, nu l-am gătărat în ziua de azi. Nici atâta risipă că acum nu exista. Că acum, hai să fim serioși. Păi ca să faci risipă, trebuie să ai. Și oricum, legile erau pentru toată lumea, pentru toți la fel. Da, făceam pușcării în mod egal, adică în egal măsuri primeam bătaie de la securitate. Și frumos era mijudor, vă leu. Hei, și nici corupție cum e acum nu era. Ascultă la mine. Hai că aici ești prost. Tăți statul era corupt deja. Unii crezi că se trage tăți corupția de azi? Ai, nu-i chiar așa, că plus că atunci și de lume mai mult erau mai deștepți, nu ca acum. Da, o generație de genii și eram. Tăți suntem plini de premii de literatură. Și tem doar și te părea partidul, atât de culți eram. Și oricum, așa grași cum suntem acum, nu era niciunul. Așa un vlas n-am mai văzut. Păi cu trei pahare de apă pe zi nu făceai burtă. Păi iar lumea era așa că n-aveam încotro. Plus că nici uniți nu mai suntem deloc. Acum așteptăm numai pe ucrainieni și pe alții. Pe români nu-i aștept nimeni niciodată. Da, chiar mă întrebam și noroc avem noi cu ucrainienii ăștia săraci care au venit la noi în țară, că altfel nimeni nu știa că avem români săraci în țară. Dar și nici o presă dragă s-a ajuns românul de la noi din țară. Dacă tot așa te doare sufletul de el. Ei, eu, da, balți așa în general, că nimeni nu-i ajută. Păi care nimeni, doamne, că sunt o grămadă de asociații care, și noata, care se ocupă cu ajutorarea oamenilor. Români, adică. Găsești o grămadă. Campaniile lor nu au dispărut, poți donezi oricând. Păi eu să știu care-s așele. A, nu știi? Pentru că nu te-ai interesat până acum. Acum, dintr-o dată, te doare sufletul de români. Bine, da, asta e chitanța. Vezi, vii și luna viitoare, că dacă nu se adună. Nu mai vin. Mai bine vin o dată la șase luni, dar știu că nu mă mai șerc cu tine. Deci prefer să plătesc penalități și că să-mi bag capul cu tine. Hai să tir, că mă enervez. Hai că am luat chitanța.